Toamna aceasta ne aduce în continuare o vreme capricioasă și schimbătoare. Chiar dacă zilele trecute au dominat ploile și frigul, în următoarele două săptămâni vom avea parte de temperaturi cu maxime până la 21 de grade Celsius. Anotimpurile au fost date peste cap de-a lungul timpului și în prezent nu mai știm cum să ne îmbrăcăm corespunzător. Meteorologii au anunțat faptul că vremea se va schimba destul de mult în următoarele două săptămâni. Vorbim de temperaturi care vor urca și până la 22 de grade Celsius. S-a mai schimbat, s-a schimbat mult. Clima s-a schimbat, probabil, nu știu, poluarea, cum spun ăștia, nu știu să vă spun. Se pare o vreme anormală pentru această perioadă? A mai fost ani de ăștia, nu numai acum. Câteodată e așa, câteodată. Oricum, cum este, este bine. E rău cu traiul. Noiembrie a început cu zile friguroase, iar în următoarele două săptămâni vom avea parte de temperaturi de primăvară. Nu știu ce se întâmplă în atmosferă, dar nu mai e timpul care a fost odată. Temperaturile astea ne aduc nouă rău. Pentru noi foarte bine, că nu plătim bani mulți așa la căldură. Valorile termice vor fi în creștere și se vor situa ușor peste cele normale pentru începutul lunii noiembrie, în majoritatea zonelor țării. Cerul va fi variabil cu înorări, mai ales spre seară și noaptea, în vestul și nord-vestul teritoriului.